Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou clip. Astăzi o să fie unul mai chill, ceva mai liniștit, pentru că o să mergem împreună prin magazinul Jumbo. O să vă prezint aproape fiecare lucru care a apărut anul acesta, pentru că știți și voi, chiar dacă este octombrie, Jumbo deja pune pe rafturi toate lucrurile de Crăciun și poate v-ar ajuta să știți ce găsiți, ce nu găsiți, poate dacă sunt lucruri pentru gusturile voastre, pentru produsul vostru și decorațiuni. Așa că haideți să începem clipul și să vă prezint cele mai drăguțe lucruri din magazin și să-mi lăsați în comentarii care vă place cel mai și cel mai mult. Și de asemenea, ce culoare o să vă faceți voi brăduțul anul ăsta? Eu astăzi mă gândeam să-l fac turcoaz cu alb, nu știu, mă mai gândesc, așa că este în funcție de ce decorațiune o să găsesc. Ghirlandele ăștia mi-au făcut un pic cu ochiul, dar cred că sunt un pic prea lungi pentru brăduțul meu, pentru că este destul de mic, dar mă gândeam că poate o să cumpăr brandul ăsta care se mișcă și este super simpatic. Bine, cel din stânga nu prea se mișca, nu avea baterii, dar încercam eu să-l fac mai viu. Așa că și pe ușă cred că mi-aș pune o ghirlandă de asta, dar vreau să mă mai plimb prin magazin să văd ce produse mai găsesc, pentru că știu că sunt foarte multe și l-am găsit pe Moș Crăciun care îmi face cu mâna și îmi spune că deja și-a pregătit sacul pentru mine. Așa că haideți să vedem ce cred eu că mi-aș cumpăra din magazin. Uite, este pregătit și pentru burtica mea, care stă să explodeze. Pentru că, na, în curând o să vină fetița noastră pe lume și dacă tot am ajuns la capitolul fetițe, chiar și băieței, îl găsiți și pe Olaf, găsiți și pinguin, cu paiete, fără paiete, cu sclipici, cu beteală, cu fel și fel de lucruri. Încercam aici să apăs pe mânuța plușului, însă nu toate au baterii, nu știu de ce, unele cred că sunt defecte, așa că verificați-le înainte să le puneți în căruț. Și chiar mi-a atras atenția soiul ăsta de căprioară, zic eu, căprioară cerb. Aici era mămica la 30 de lei, care era un pic mai mare, și aici era și puiuțul la 20 de lei. Deci dacă vreți să faceți echipă, în cazul în care aveți doi copilași sau vreți să aveți mai multe animăluțe acasă, puteți să le cumpărați pe amândouă. Și pentru pasionații de My Little Pony, bineînțeles că sunt peste tot, găsiți și My Little Pony de Crăciun, cu paiete de data asta. Iar pentru pasionații de prăjiturici, asta în cazul în care găsiți și formele alea de prăjiturici, cred că ar fi super simpatic să faceți niște poze și cu plușurile astea uriașe. Nu știu, așa mă gândesc eu. Cred că așa o să fac anul ăsta, dar na, mă mai gândesc la cât de multe decorațiuni găsim aici. Nu știu să mă pot hotărâ la una. Încă nu mă grăbesc. Mai este destul până în decembrie, pentru că pentru eu o să facem brăduțul. Și da, știu că sună de vreme, dar mie îmi place foarte mult Crăciunul și mă grăbesc să fie cât mai aproape de noi. Și poate că o să-i spun moșului să-mi aducă și mie ursulețul ăsta. Este super simpatic și destul de mare, să știți, adică pentru 70 de lei e chiar un preț tare bun. Iar pentru cei pasionați de chestii handmade, eu știu, de felicitări, de cartoane cu mesaje pentru prieteni, pentru familie, găsiți super multe stickere. De data asta le găsiți anul acesta, cel puțin colecția este plină de decorațiuni de lemn și cu sclipici. Foarte mult sclipici, așa că pregătiți-vă să faceți puțină mizerie prin casă atunci când le pregătiți. Dacă vreți să vă decorați și geamurile, pentru că eu asta fac în fiecare an, mai degrabă decât să dați cu spray-ul la alb să vă spuiască toate geamurile, mai bine puneți câteva stickere și zic eu că sunt și mai de efect, să le zicem așa.
Iar aici un hint, un spoiler pentru iubiți și soți. Dacă vreți să ne puneți ceva de la Sephora în punguțele astea super simpatice, vă invităm. Un rimel, ceva de Crăciun. Sau dacă vreți totuși să ne luați un glob din ăsta, care ar trebui să stea pe biroul nostru zi de zi. Și în sfârșit au apărut și la noi spărgătorii de nuci. Și să știți, cu stupoare am aflat astăzi că spărgătorii de nuci chiar sparg nuci. Mă gândeam că e doar o denumire, adică cel puțin așa mi-aduceam aminte de când eram mică din desenele cu Barbie. Iar dacă înainte aveam mama și fiica, acum avem tatăl și fiul. Sună amuzant, da, știu, dar sunt pe foarte multe mărimi, începând de la 5, 6, 7, 8 lei, depinde de mărimea pe care voi o doriți. Aici observați că unul e cu sclipici, era un pic deteriorat, ca să zic așa, să nu zic urâțel din cauza bărbiței, dar aici l-avem pe Moș Nicolae, Moș Nicolae care ne așteaptă pe 6 decembrie să ne pună dulciuri și chestii de la Sephora, în ghetuțe. Și dacă vreți să vă creați singuri globulețele, puteți să găsiți, sunt super simpatice și super ieftine. Puteți să le puneți în brad, puteți să faceți cu fel și fel de poze. Adică sunt chiar o alternativă super, super ușoară de făcut decorațiuni. Iar pentru mămicile care au copilași pasionați de chestii handmade și creative, de lipit, colorat, găsiți foarte, foarte multe cărticele. Preferata mea, observați și voi, este cea cu Minnie și cu Mickey. Dacă aș fi fost copil, cred că mi-aș fi luat destul de multe lucruri prin Jumbo. Așa că dacă vă duceți cu copii, mai ales în perioada asta, mare grijă, intrați cu portofelele pline, plecați cu ele goale. Dar, spre exemplu, uite eu, mie mi-a rămas gândul la omul ăsta de zăpadă, care avea un preț destul de bun, 20 de lei, opa, era să cadă, mai era să dobor ceva prin magazin, dar sunt destul de atentă în general. Nu mă pot hotărâ. Care vă place mai mult? Scrieți în comentarii Moș Crăciunul sau omul de zăpadă. Nu, că deja v-am zis că mi-a rămas gândul la el. Sau brăduțul. Da, arată foarte bine și felinarul ăsta, doar că, din păcate, nu funcționa niciunul. Fie n-aveau baterii, fie sper eu că nu erau stricate, pentru că era mare păcat. Dar haideți să trecem și la decorațiunile de lemn, care vă spuneam că sunt destul de multe, nu știu ce s-a întâmplat cu ei, s-au axat foarte mult pe gama asta de lemn, de iută, de nasturi, de handmade, zici că sunt făcute la munte, nu știu, spre Sibiu, așa-mi imaginez eu că de acolo le-ai cumpăra. Uite, căsuța asta zici că e o căsuță de vrăbiuțe. Și când eram eu mică, făceam decorațiuni din astea cu conuri, le pictam, le puneam în vată când se imite zăpada, așa că mi-au adus în aminte un pic de copilărie, un pic de nostalgie. Avea și clopoțel, în caz că nu l-ați auzit, dar na. Iar surprat, puteți să puneți fie cutii împachetate de voi în hârtie de împachetat sau să le cumpărați direct. Eu zic că e mai ușor, mai simplu și sunt și mai de efect. Sau puteți să puneți pe masă fel și fel de decorațiuni cum e asta. Mi-a rămas în gând culoarea burgundiu. Am observat că în Jumbo sunt destul de multe chestii de culoarea asta și mă gândeam să fac masa de Crăciun de culoarea burgundiu. Așa că, da. Iar pentru iubitorii de carusel avem foarte multe modele. Eu am filmat aici decât câteva, dar mare atenție atunci când le cumpărați, verificați-le dacă cântă. Eu, pe primul pe care am pus mâna, era deja defect. Așa că mare atenție dacă vreți să ajungeți cu el întreg acasă. Uite, de exemplu, mie înseamnă a pușculițe. Pușculițe peste tot, dar erau din lemn. De asta vă ziceam că s-au bazat foarte mult pe gama asta. Mi-aș pune chiar și în camera fetiței, nu știu, un carusel sau un om de zăpadă, să-i decorez și ei puțin acolo, de Crăciun, pentru că știți și voi, copiii sunt super încântați. Chiar renul ăsta, uite, uite cât e de drăguță căprioara asta, cu puțin așa blăniță la gât, avea și clopoțel. Nu vă spun că peste tot erau oameni de zăpadă, de mărimi, fie mari, fie mici. Uite,
Chiar la 25 de lei e un preț foarte ok. E destul de micuț, ce-i drept. Dar uite, aveam și la 20 de lei. Arată foarte bine și să știți că e dintr-un material foarte ciudățel, așa, nu știu, nu e catifea, e ceva mai înțepător la atingere. Eu, din păcate, anul ăsta am interdicție la decorațiunii lipite sau bătute în cuie pe casa scării sau pe uși, așa că soțul meu mi-a zis că să-mi iau adio de la chestii lipite cu scotch, bandă dublă adezivă și cred că o să-mi iau un rendin ăsta, o figurină decorativă, că acum am văzut și numele, pe care o să mi le pun, cred că, prin toată casa. Cred că în living voi avea 2-3 reni, cel puțin. Sau poate un pinguin, sau poate un urs polar. Nu știu. Dar, Doamne, omul ăsta de zăpadă, sau veverița. Nu, deci veverița trebuie să ajungă la mine. Cu siguranță, la următorul meu drum la Jumbo, voi pune o veveriță în cărucior. Dar, mă mai gândesc. Iar pentru cele care vor să aibă așa o masă mai festivă, eu știu, revelion sau chiar și de Crăciun, cred că este cazul să cumpărați așa ceva. Să știți că pică un pic sclipiciul din ele, așa că... Iar aici avem foarte multe variante de brăduți care pot fi puși pe masa de Crăciun sau chiar și pe mobila din living. Ăsta era cu un fel de gold roze, dar ochii mei au fost atrași de ăsta uriaș care era plin de sclipici, deci am fost plină de sclipici din cap până în picioare din momentul în care am pus mâna pe toate decorațiunile astea. Uite, se poate vedea și pe raion cât de multe erau, dar nu știu, parcă am intrat în spiritul Crăciunului ceva de speriat. Adică acum abia aștept luna decembrie. Iar vreau să vă zic ceva de fel și fel de reni care sunt peste tot, dar pe mine mă atrag mult mai mult oamenii de zăpadă și lucrurile care arată mult mai cu nostalgie, efectiv, mult mai anii 2000. Mie, de exemplu, plușurile astea sau, cum să le zic, decorațiuni, pentru că în spatele lor acolo au o pungă de orez și sunt făcute să stea așa pe masă, să stea ca o figurină. Uitați-vă cât e de drăguț. Ăsta era un pic anstorcoșit, dar merge. Îmi părea rău de el. Și pe la 130 de lei, 70 de lei în sus, găsim niște arătării, nu știu ce este astea, sigur. Un fel de cerb, un fel de, nu știu, ceva mai ciudățel, pe care le poți pune oriunde sau dacă vrei să fii ceva mai clasic, ceva mai festiv, ar merge astea cu siguranță, iar aveau pe burgundiu, bineînțeles, exact ce vă ziceam eu. Chiar dacă se apropie Moș Crăciun, să nu uităm și de Moș Nicolae, care trebuie să umple ghetuțele și șosețelele astea. Uitați-vă la gnomul acesta fără ochișori și cu mustăți. Adorabil! Iar pe partea asta vedem și ceva mai scump decât 60 de lei. Avem niște... nici nu știu cum să le spunem. Hai să le spunem tot arătării, creaturi, sună cam ciudat, dar astea sunt, nu știu să vă zic ce sunt. Farfurii, fel și fel de farfurii, fel și fel de decorațiuni. Uite, astea, de exemplu, erau așa de simpatice, dar, din păcate, nicio mostră nu funcționa. Pentru că aveau bateriile scoase sau unele dintre ele, din păcate, erau defecte. Nu știu ce e neregulă cu oamenii care vin la Jumbo, distrug tot. Adică, atenție la ce vă cumpărați. Și am ajuns la raionul de globuri. Ăsta e preferatul meu. Chiar mi-aduce aminte de copilărie. Aveam genul ăsta de globuri, dar un pic mai micuțe, nu cred că erau atât de mari. Și am auzit eu, mi-a șoptit o păsărică sau un cerb de data asta, că anul ăsta nu prea se mai poartă, domnule, beteala în brad. Nu știu ce o fi aia, ce modă o fi, dar mie îmi place. Așa că eu de când sunt mică fac bradul cu toate decorațiunile pe care le am în casă. Nu prea țin cont de culori, dar anul ăsta cred că voi schimba ceva, așa că voi pune niște fundițe din astea care mi-au plăcut super mult. Tot la fel, handmade, par așa, le voi pune pe post de globuri, dar nu le voi înlocui.
Sau poate le voi înlocui cu acest ren sau un de zăpadă. Sau un Moș Crăciun. Super simpatice au fost și astea. Deci dacă vă duceți cu copiii, cu siguranță vor pune ochii pe ele. Iar voi, dacă vreți să-i faceți o surpriză soțului, vă invit să cumpărați aceste globulețe care sunt super simpatice și să știți că le-am văzut pe internet la prețul mult mai mare, adică era 25 de lei globul, așa că, na. Pentru cei care vor să-și cumpere și vârf de pom, să știți că sunt foarte multe modele, eu am filmat decât câteva, deja eram, cred că, la jumătatea magazinului, ceva de genul, și încă găseam decorațiuni, încă găseam, nu se mai opreau, of... Da, aici vă arătam niște candy canes, nu știu cum le zice în română, dar sunt genul alea de acadele, dacă le putem spune așa. Uite, asta de exemplu era cu sclipici, cu sclipici auriu, cu sclipici alb, astea erau și cu beteală roșie și cu sclipici argintiu, auriu. Și astea par foarte reale, zici că sunt direct de la târgul de Crăciun de la Sibiu. Dacă n-ați fost la târgul de Crăciun de la Sibiu, nu știți ce ați pierdut. E super fain acolo, e un vibe foarte crăciunistic. Iar acum am ajuns la zona de globuri. Ați văzut și voi globurile alea MOV? Pentru că mie mi-au atras atenția. Până acum n-am mai văzut globuri MOV. Uite, astea sunt burgundii. Cred că ar merge la brădulețul pe care aș vrea să-l fac anul ăsta. Sau, uite, turcoaz! Wow! Turcoaz, chiar arată fain. Cu toate că erau destul de puține modele. Adică, dacă vrei să-ți faci bradul turcoaz, cam te limitezi la globuri. Iar pentru mămici, pentru gospodine și nu numai, bineînțeles, avem niște farfurioare. Le văd eu cu niște negrese pe ele, așa cum niște chec sau salată băf. Acum că mi-am făcut și poftă. Uite, aici chiar văd niște salată băf în mijlocul farfurii, doar că o să-i strice un pic farmecul. Da, nu știu, sau... Dacă vreți să-i faceți cadou mămicii, acum mă simt ca la tele shopping, dar chiar este ceva super simpatic, un set de patru farfurii care arată super drăguț și aveau și mesaje, să știți. Sau pentru tăticii care beau cafea. Și am ajuns la capitolul decorațiuni pentru masa festivă de Crăciun. Uite aici, materialul ăsta de fetru chiar se potrivește cu diverse fețe de mese. Erau foarte multe modele, le-ați văzut și voi cu Moș Crăciun. O să vă arăt în următoarele imagini și cu brăduți. Chiar sunt foarte multe modele și dacă aveți masa ceva mai special, ar merge și rotunjoara asta mică și sclipicioasă. Tot la fel, multe modele, dar aveți de unde vă alege. Uite, mie mi-a plăcut brăduțul ăsta, dar cel mai mult mi-a plăcut preșul ăsta. Ei îl numesc preș, dar eu nu cred că aș călca pe așa ceva, mai ales încălțat. Nu, probabil l-aș pune lângă brăduț, dar să știți că acum o săptămână aveau mult mai multe modele, dar s-au dat ca pâinea caldă. Iar pentru iubitorii de animale, pisicuțe sau cățeluși, o gamă uriașă, zic eu, pentru că în supermarket nu sunt atât de multe. Și o colecție uriașă de gnomi, pe care vă spuneam eu că îi ador. Îi divinizez aproape. Avem deja unul acasă, dar pisicelul nostru, Maiu, nu prea e prieten cu el. Nu știu ce se întâmplă, nu prea îl iubește. Dar să sperăm că anul acesta îl va iubi. Fie el, fie cățelul, nu știu, trebuie să se înțeleagă cineva cu el. Iar la capitolul Moș Crăciunei avem de la 20, 30, chiar și 40 de lei, cum vi l-arătam pe ăsta în imagini, până la chiar 150 de lei, un preț destul de piperat dacă mă întreb pe mine. Continuăm cu seria Moș Crăciunului și mai rar oferte la Jumbo. Ăsta era la 70 de lei, deci un preț destul de bun pentru o calitate, zic eu, foarte bună. Ăsta chiar era simpatic și nu știu sigur dacă era pe baterii, dar tind să cred că nu.
și am ajuns la colecția de lejerie intimă și de pijamale. N-aveau foarte multe modele, mă întorceam să vedeți mai bine și pe stânga și pe dreapta. Sunt genul alea Cocolino, pe care toată lumea le primește de Crăciun. Opa, și Cătălin aici doboară în acțiune toate lucrurile. Lenjerie intimă pentru bărbați, vă arătam doar pe asta pentru că cea de femeie era simplă, roșie, de Revelion, dar cea de bărbați era super simpatică. Și fetița noastră cred că va primi și ea ceva de Crăciun, dar nu știm sigur încă ce. Dacă mă întreb pe mine, Moș Crăciun, care avea, cred că, 1,40, eu am 1,60, deci faceți și voi calculul, era un preț cam piperat, 350 de lei, totuși. Adică, Iar dacă în seara de ajun vrei să fii și ajutor, uite, poți să te transformi într-un elf cu papucei, poți să te transformi în Moș Crăciun, sau pentru cele mai pretențioase fetișcane avem aici niște reni cu paiete, sau pentru cele mai micuțe dintre noi avem niște șosețele, niște pantofiori super drăguți. Dragilor, cam asta am vrut eu să vă prezint în magazinul Jumbo. Sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Încă nu vă doresc sărbători fericite, dar vă invit să-mi dați subscribe și like și să activați clopoțelul. V-am pupat! Pa, pa!